Rezultate de succes ale elevelor de la Colegiul Național Radu Greceanu, Ștefania Diaconu și Tania Vătășoiu, care s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de Lectură și Cultură și Spiritualitate Românească la Religie și Limba Română. Pentru Cultură și Spiritualitate ne-am apucat relativ târziu pentru că nu eram sigur dacă se va mai ține această olimpiadă, dar ne-am pregătit pentru literatură și atunci, pe ultima 100 de metri, am pus la punct și detaliile în ceea ce privește coordonata religioasă a acestei olimpiade, care este destul de interesantă pentru că depășește cumva programa școlară și intrăm într-un domeniu în care cultura se împletește cu spiritualitatea românească. Noi suntem creștini ortodoxi, noi suntem un popor plin de spirit și cultură și este o olimpiadă care este mult mai antrenantă și mai atractivă decât cea de limbă și literatură română. Este mai inedită, este mai frumoasă. Cele două eleve de la Radu Greceanu s-au mobilizat rapid când au aflat despre aceste două olimpiade, fiind extrem de pasionate de subiectele propuse în cadrul lor. În primul rând, eu mă consider o cititoare înrăită. Încă de când eram mică, adoram să citesc. Răsfoiam orice găseam. Dar acum nu m-aș fi așteptat să existe o astfel de olimpiadă de lectură ca abilitate de viață, dar când am aflat, am fost foarte entuziasmată. Româna în sine este o materie foarte frumoasă, fascinantă, iar acum că știu că există o astfel de olimpiadă, mi se pare un lucru extraordinar pentru copii iubitori de lectură. Este prima experiență de acest fel, pentru că n-am mai participat la o olimpiadă cu română și religie, așa că a fost complex și subiectele mi s-au părut foarte deschise. Am putut să scriu tot ceea ce gândesc, tot ceea ce știu și să creez, pentru că despre asta este și vorba la această olimpiadă, să creez. Această performanță a tinerelor vine după multă muncă și dedicare continuă pentru materia preferată, chiar și în lipsa concursurilor școlare. Pentru ele urmează acum o perioadă de pregătire intensă pentru faza națională a celor două olimpiade.